Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Revenim astăzi cu informații despre cazul tinerei care a fost drogată, sechestrată și violată de alte patru tinere din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Apar noi informații, noi detalii în acest dosar, sigur, aflate de noi, jurnaliștii de la Antena 3 Vâlcea, pe surse, neconfirmate de oficialități, doamnelor și domnilor, pentru că dosarul este pe rol, este instrumentat de procurorii DICOT, însă ce este știut cu siguranță, informații sigure, certe, arată faptul că cele patru tinere, așa cum v-am mai și spus, sunt reținute în acest moment, o tânără de 17 ani, două de 18 și încă una de 24 de ani, încă o dată au drogat, au sechestrat și au violat o adolescentă de 15 ani, după ce o petrecere într-un club din Râmnicu-Vâlcea a degenerat. Despre toate aceste lucruri, dar și despre cât de atenți trebuie să fim la drogul violului, ce conține acest drog, ce efecte are asupra celor care îl consumă, discut astăzi cu domnul comisar șef Ionuț Păzlaru. Păzlaru, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Sunteți astăzi aici în platou reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea. Da. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi se pare că este momentul, domnule Păzlaru, iată, să discutăm despre ce se întâmplă, da? Pentru că, iată, pornind de la acest caz șocant, înspăimântător, umilitor, nu știu cum să mai zic, cred că tânăra aceasta va avea nevoie de foarte multă consiliere ca să depășească momentul prin care a trecut, momentul în care, repet, a fost drogată, sechestrată și violată de alte patru tinere. Dacă îmi permiteți, referindu-mă la acest caz, exact cum am discutat cu dumneavoastră înainte de emisiune, cazul este în cercetare, anumite detalii din acest caz nu sunt încă publice, nu sunt în măsură să fac afirmații într-un fel sau altul, dar putem porni de la acest caz ca și un caz social. Da, din păcate, în societatea românească și nu numai în cea românească, de câțiva ani bun de zile, au apărut, să spunem, această adicție, această dependență a consumului de substanțe psihoactive. În categoria substanțelor psihoactive, pe lângă cele tradiționale, care eram toți obișnuiți, de la heroină, cocaină, ecstasy, în ultimii ani de zile au apărut și acea categorie a drogurilor de sinteză. Referindu-mă la acest drog, metaforic spus, da, sau drogul violului, sau GIA, mă rog, are o multitudine de alte denumiri, pot să vă spun că în Europa deja sunt înregistrate foarte multe cazuri de folosire a acestui drog, dar și la noi în țară. La noi, în județul Vâlcea, deocamdată nu avem niciun caz înregistrat ca fiind folosit, să spunem așa, asupra tinerilor, dar lucrul acesta nu putem spune că nu există sau nu se poate întâmpla. Da. Este șocant, domnule Păzlaru, pentru că știu că prin mâna dumneavoastră, ca să spun așa, au trecut foarte mulți tineri cu probleme, da? De-a lungul vremii de când activați la acest centru de evaluare de 17 ani? De 17 ani, iar în ultimii 5 ani de zile, pot să vă spun, în ultimii 6 ani de zile, înregistrați la noi, putem să spunem că avem un număr de peste 700 de beneficiari. Ca tineri care au ajuns la noi ori prin ordonanțe DICOT, ori prin decizii ale serviciului de probațiune, ori aduși de familie, ori din proprie inițiativă. Numai anul acesta, adică până la data actuală, avem un număr de 50 de beneficiari. Cei care, iată, au beneficiat de serviciile acestui centru de prevenire. Persoane care sunt consiliere și evaluare. Evaluarea o efectuăm în cazul, în situațiile în care DICOT-ul prin ordonanțe ne transmit pentru evaluarea acestor consumatori de droguri, persoane care au fost depistate ca având asupra lor sau deținând fără drept substanțe cu efect psihoactiv. Dar avem și beneficiari care
au venit, să spunem așa, la, din proprie inițiativă, de fapt la presiunea familiei, pentru consiliere și suport psihologic. Dependența în ziua de azi îmbracă o multitudine de forme, de la dependența de substanțe psihoactive până la dependența de jocurile de noroc, de păcănele, popular spus, da, sau alte forme de adicții. Da, eu vreau să vă întreb dacă, spre exemplu, în acest caz, în cazul cu aceste tinere, procurorii DICOT v-au cerut ajutorul? Atâta timp cât cercetările continuă, probabil cu siguranță se va ajunge și la noi, dar la ora actuală, în faza actuală, nu. Dosarul este în lucru și ceea ce cunoașteți dumneavoastră, nu pot nici să confirm nici ceea să... Da, am înțeles. Da. Nici nu vă întreb, pentru că este în regulă. Și respect aceste proceduri, pentru că atâta timp cât există proceduri și reguli, domnule Păslarul, suntem cu toții în regulă. Trebuie să le și respectăm. Însă, așa... Ca și caz social, într-adevăr, este de discutat, este de prezentat. Bun. Pentru că, exact cum am spus și în cadrul emisiunii dumneavoastră, din păcate, acest flagel este printre noi și mă refer la dependența consumului de droguri. Debutul consumului de astfel de substanțe a scăzut foarte mult. Deja tutunul ajunge să vorbim la vârsta de 8, 9, 10 ani. Alcoolul 10, 11, 12 ani. Categoria aceasta a drogurilor, adică a substanțelor psihoactive, vorbim de vârsta de 14 ani. Printre cele mai solicitate, să spunem așa, sau căutate în rândul adolescenților, cannabisul rămâne pe primul loc. În județul Vâlcea, de 4 ani de zile, pe locul 2 a apărut cocaina și foarte disponibile, să spunem așa, aceste droguri de sinteză, care se pot procura, din păcate, destul de ușor de pe anumite site-uri în mediul online. Da, spuneți-mi, bun, eu aș mai avea de adăugat pe partea de transparență. Dar nu ține de dumneavoastră discuția aceasta și atunci o să o am cu cei întrituiți. Din punctul meu de vedere aveți cea mai mare transparență și vă mulțumesc, v-am spus, că ne acordați această șansă ca prin emisiunile dumneavoastră să tragem un semnal de alarmă. Mi se pare important, pentru că consumul de droguri la nivelul județului Vâlcea a scăpat de sub control. Se consumă droguri în județul Vâlcea, nu Păslarul. Nici nu negăm așa ceva. Din păcate, consumul de substanțe psihoactive este destul de mare sau într-o creștere, nu doar la nivelul județului Vâlcea sau la nivel național sau la nivel european. Din păcate, este un consum în creștere la nivel planetar. Acest lucru nu ne-a evitat, să spunem, nici pe noi ca națiune sau ca și areal mai strâns, referindu-mă la județul Vâlcea sau la municipiul Râmnicu-Vâlcea. Da. Haideți să vorbim un pic de acest drog al violului. Cum îi mai spune? Gia. Este cunoscut, să spunem, în mediul de club. Bun. Chiar, din păcate, am avut ocazia, prin intermediul colegilor omologilor mei din țară, în alte județe au avut spre consiliere, să spunem, persoane care au căzut victima acestui drog. Este un drog foarte puternic. În general se introduce în băuturile... În combinație cu alcool, de fiecare dată. Exact, în combinație cu alcoolul. Nu are miros, nu are gust. Persoana care îl consumă, își face efectul cam într-un sfert de oră, 20 de minute. Dar rămâne sub efect. Dar ce conține el efectiv? Înțeleg că cumva relaxează. Relaxează, inhibă, dar... Dezinhibă. Dezinhibă. Vreau să punctez foarte mult, să spunem așa, particularitatea, în ghilimele, diabolică, este amnezia. Adică... A doua zi nu-și mai aduc aminte nimic. Nu, chiar atunci. Sunt clișee și a doua zi întotdeauna. Din câte am înțeles și m-am documentat, persoanele care au căzut victimă sunt destul de numeroase, dar nu toate au depus sesizare, întrucât nu și-aduc aminte ce s-a petrecut în ultimele 3-4 ore, să spunem. Tocmai de aceea, persoanele care sunt în anumite cluburi sau la anumite partii, de recomandat este să-și supravegheze băuturile aflate pe masă, iar în momentul în care simt că își pierd controlul, vederea,
stări de rău, să se adreseze prietenilor barmanului ca să-i se asigure, să spunem, suport medical sau, să spunem, protecție pentru a nu se cădea victimă eventuală acestor... Da. Și acum, referindu-mă la cel mai recent caz din municipiul Nicolcea, acesta cu tinerele, este posibil să fi consumat droguri sau nu? Nu știm în momentul acesta. Nu știm deocamdată, de asta v-a spus că mă abțin de la această afirmație. De acord, da, însă ce știu eu este faptul că toată povestea asta a fost o răzbunare, pentru că, vă rog. Din păcate, să spunem, aceste acțiuni de agresivitate, de violență, au ca motivație, na, exact cum a spus și dumneavoastră, răzbunare sau teribilism, sau, mă rog, întotdeauna există o motivație și, cum se afirma, să spunem, și în cadrul emisiunilor dumneavoastră, generația tânără este o generație în căutare de emoție, de apreciere. Absolut tot timpul, aproape tot timpul și îl petrec pe aceste rețele de socializare, încearcă okay. și își o altă temă importantă, rețelele de socializare. Rețelele de socializare încearcă să copieze modele, cred cu foarte multă ușurință, anumite povești de viață, să spunem, în ghilimele, de succes expuse pe aceste rețele de socializare, și atunci tinerii încearcă absolut orice pentru a ieși în evidență, pentru a se afirma în grup, ca și lideri, ca și la rândul lor formatori de... De ce? Ei, cum să vă spun, încearcă să-și atragă foarte mulți susținători, admiratori. Da. Bun. Și revenind la cazul acesta. Iată, aici, pentru că sunt mai multe, cum să vă zic, că putem, povestea poate fi privită din mai multe unghiuri. Exact. Aici și cu era titlul vorba, general. Cu titlul general. Da. În cazul, în speța respectivă, era vorba de faptul că aceste tinere erau prietene, să zicem. Oricum se cunoșteau, erau în același grup. Și atunci intervine ideea anturajului. Pentru că tânăra aceasta de 15 ani, care a căzut victimă celor patru, i-ar fi luat prietena sau s-ar fi sărutat cu prietena uneia dintre... Imaginați-vă! Da. Da? Mi se pare absolut șocant că eu discut astăzi la o emisiune direct despre așa ceva, dar lucrurile acestea, din păcate, se întâmplă. Sunt cât se poate de reale. Și atunci cele patru au pus la cale, iată, acest plan diabolic de a se răzbuna pe această tânără de 15 ani, căreia i-au distrus viața, i-au schimbat-o cu desăvârșire. Exact. Tocmai de aceea noi, din structurile de ordine publică, cât și dumneavoastră media, de fiecare dată tragem un semnal de alarmă că nu toate prieteniile sunt ceea ce par la prima vedere, mai ales prieteniile din mediul online. Prin aceste prietenii din mediul online întotdeauna duc spre cele mai neplăcute situații, exact acea pe care dumneavoastră ați prezentat-o. De fapt, rețelele de socializare abundă de fel și fel de filmulețe în care se prezintă fel și fel de acțiuni de agresivitate, un limbaj extraordinar de vulgar. Exact. Acum, mă scuzați, părinții nu pot să gestioneze sau lasă-l că se joacă, să spunem, inofensiv pe aceste telefoane, dar nu știu dacă pot să pronunț numele de la TikTok până la YouTube, vă rog să mă credeți, sunt anumite filmulețe care nu prezintă niciun fel de cenzură. De fapt, ați observat limbajul, agresivitatea, amenințările, care, din păcate, nu de puține ori sunt duse și la îndeplinire. Nu mai departe de cazul de la Belgrad, să ne aducem aminte, dar acela este un extrem, dar pe mine și ce mă șochează... Media atât locală cât și națională în fiecare zi prezintă astfel de cazuri și, din păcate, vârsta este foarte, foarte, foarte fragedă. Da. Noi vedem o persoană de 12, 13, 14, 15 ani, vă rog să mă credeți, până la vârsta de 18 ani sunt minori, dar noi credem copii. Dar au, cum să vă spun... un comportament și un limbaj atât de agresiv încât depășește cu mult vârsta pe care o au, să spunem, în altul de identitate. Și atunci,
Bine, pe mine mă șochează limbajul, metodele, iată, la care recurg, acțiunile, faptele, domnule Păslaru. Să știți că aceste elemente, să spunem, infracționale, stăpânesc foarte, foarte bine arta comunicării și inducerii în eroare a persoanelor cu mai puțină experiență de viață sau naivitate, prin prisma vârstei sau, exact cum ați punctat și dumneavoastră. Și, din păcate, se ajung la cazuri, și nu puține am spus, exact ca cel prezentat de dumneavoastră, atât pe plan local sau în orice alt loc. Vă totul imagine? Ține de educație, totul... Da, ține de, de educație, ține, vă rog să mă credeți, și de acțiunile desfășurate. Dar eu vă spun, vă spun altceva. Aici, încă o dată, se cunosc și așa. Tânăra respectivă a fost nevoită să se mute din școală, din clasă. Da? Gândiți-vă, șoc după șoc, traumă după traumă. Da, da. Da? Dar stau să mă gândesc ce ar trebui să fac eu ca părinte, da, pentru că sunt sigură că ne privesc foarte mulți părinți în acest moment și se întreabă și ei ca și mine. Vă rog. Ce ar trebui să facem noi, ca și părinți, pentru a ne proteja copiii? Bun, unul ar fi, domnule, nu-l lași la club. Bă, dar cât să-l ții închis în casă? Exact. Vă rog să mă credeți, exact cum ați punctat și dumneavoastră, cele mai multe și cele mai multe întrebări ne sunt adresate la centru de către părinți, păi bine, care da, la un moment dat, vârsta de adolescență, apare cu acele trăiri interioare, să spunem, mai rebele ale tinerilor. Și părinții nu știu cum să gestioneze această situație. Părerea mea, din punct de vedere atât profesional cât și ca părinte, este că copilul nu trebuie să simtă lipsa părinților. Dar mă refer din anii cei mai mici. Da. Pe urmă, părintele trebuie să mai treacă și pe la școală, să stea de vorbă cu cadrele didactice, cu dirigintele. Catalogul, carnetul, este oglinda elevului. Pe urmă, trebuie foarte mult să țină legătura cu, să comunice cu propriul copil, să-l facă să conștientizeze că părintele este, pe lângă faptul că este părinte, este și cel mai bun prieten și să aibă încredere în el ca părinte sau, mă rog, ca și prieten și nu în prietenul sau prietena, da, din blocul vecin. Este foarte important să se știe că, în primul rând, apelez la familie. Da, de fiecare dată, da, se apelează la familie. Pe exact. Urmă. Apoi, cer ajutor sau... Timpul trebuie, copilul, nu spun în modul drastic, coercitiv, monitorizat ca și timp, unde petreci, cu cine îl petreci. Da, anturajul. Anturajul. Bun, tot iară, este de la anturaj. Dar la școală, dar, să vă, pot exista cazuri, domnule Păslaru, și vă mai dau un exemplu ipotetic. O tânără, 14, 15 ani, 16 ani, nici măcar nu contează, da? Îi place, să zicem, un băiat de aceeași vârstă, da? Da. La liceu, la școală, habar n-am unde, da? Se plac, da? Așa. Și poate tânărul respectiv are prietenă. Fata asta nu știe că respectivul are prietenă, nici respectivul nu-i spune că astea sunt ale tinereții valuri, da? Și te trezești că vine prietena oficială, ca să zic așa, cu un câr de fete după ea, și o păruie pe asta la altă. Dacă îmi permiteți. Lucruri care s-au întâmplat. Se întâmplă, din păcate, zilnic, ceea ce spuneți dumneavoastră. Relațiile de prietenie, în primul rând, societatea s-a ajuns în momentul de față încât prima dată se leagă în mediul online. Acolo are cel mai mare flux sau schimb de replici, de amenințări, de aprecieri. Pe urmă apare această, să spunem, exact cum a spuntat și dumneavoastră, relația de prietenie fizică. De fiecare dată trebuie punctat și trebuie să le aducem la cunoștință că orice afirmație, orice postare pe aceste rețele de socializare, okay, sunt considerate spații publice și pot apărea și consecințe din punct juridice, penale, mă rog, în urma acțiunilor sau inacțiunilor desfășurate de către acești tineri. Toți tinerii trebuie să știe și să conștientizeze că nu suntem în situația de a ne face singuri dreptate, exact cum a spus dumneavoastră. Las că mi-aduc prietenii, las că mi-aduc prietenele, avem de reglat anumite lucruri.
Exact cum a spus și dumneavoastră, chiar dacă este, a spunctat și dumneavoastră, chiar dacă este minor, acea fată are 17 ani și deocamdată este într-o măsură de arest. Da, este important de subliniat faptul că tânăra de 17 ani, minoră, este arestată în acest moment. Vă dați seama de gravitatea faptelor? Dacă oamenii legii au luat o asemenea măsură de arestare preventivă, că bănuiesc că genul ăsta de măsură e, de arestare preventivă, că reținere nu e, e doar 24 de ore, vă imaginați gravitatea faptelor? Normal. Da? Da. Și atunci lucrurile devin, adică acești tineri trebuie să conștientizeze că faptele lor pot avea repercusiuni penale. Genul acesta de fapte, în da? Toate, dacă îmi permiteți, în toate activitățile preventive, educative, în mediul școlar, de fiecare dată punctăm și le aducem și la... De când începe răspunderea penală. De când începe răspunderea penală și de fiecare dată punctăm că oferirea, deținerea, distribuirea, mă rog, de substanțe psihoactive fac parte din latura penală și chiar dacă au vârsta de 17-16 ani, răspund penal. Și nu numai pentru acest gen de fapte, exact cum ați punctat și dumneavoastră, pentru cazurile de, în care prezintă un pericol social ridicat, se pot lua și aceste măsuri, să spunem, coercitive în primă fază. Da. Bun. Am plecat de la cazul acesta și, cum a spus și dumneavoastră, sunt multe altele. Da, din păcate. Și se întâmplă în fiecare zi. Însă, ce știu că... La nivelul centrului dumneavoastră de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, ați avut foarte multe activități și pe parcursul anului acesta și anul trecut de informare, exact. De prevenire. Și poate că pare puțin, zic, că iată da. Că noi nu reușim să ținem, noi ca societate, nu reușim să ținem pasul cu acești tineri care, nu știu, ori de pe rețelele de socializare, ori mă uit... Societatea, tot un ansamblu ei, evoluția aceasta. Uitați-vă că la toate filmele noi, de după 2020 încoace, în toate producțiile noi, găsești, există un cuplu din acesta... Dar și da? Genul de muzică care se exact, transmite exact, da. S-a ajuns și are apreciere foarte multă cea care transmite o agresivitate, trimitere spre consumul de substanțe psihoactive. Artiștii care sunt modele pentru tineri, din păcate o parte din ei au, să spunem așa, probleme cu legea pe linia consumului de substanțe psihoactive. Și vă dați seama, când sunt idolatrizați de acești adolescenți și încearcă să copieze aceste modele. În toate activitățile educative pe care le desfășuram în colaborare cu Inspectoratul Școlar Vâlcea și nu numai, Inspectoratul Județean de Poliție, în Biroul de Siguranță Școlară, Compartimentul de Prevenire și Analiza Criminalității, de fiecare dată punctăm, să spunem așa, pericolele la care se expun sau asociate consumului de tutun, alcool și droguri. Da. Vreau să știu câte persoane au beneficiat de consiliere din partea noastră în anul 2022 de începutul anului până... În anul 2022 avem un număr de 136, dacă nu 140 de persoane, din care 3 sferturi sunt trimise de către DICOT până ordonanță, apoi serviciul de probațiune. Da. Iar în 2023 avem un număr de 53 de persoane da. Care sunt implicate sau sunt trimise la noi de către DICOT în ordonanță. Și vreau să mai discutăm un pic tot așa, la modul general, că știu că nu putem punctual, despre ce fel de droguri se consumă în Vâlcea. Păi cel mai consumat drog de ani de zile este cannabisul. Aici de fiecare dată punctez. Cannabisul care este pe piața românească este un cannabis de cultură internă, iar substanța activă, THC-ul, tetrahidrocarabinolul, are un procent foarte, foarte ridicat. Pe locul 2 avem cocaina, iar
De fapt, pe locul 2 ar fi substanțele psihoactive, cele de sinteză, care sunt foarte accesibile și ca preț și ca diversitate, și cocaina. Heroină nu avem niciun caz. Am avut două cazuri de tineri care au preluat consumul din centrele mari universitare ale țării, adică din București. Acolo, în Vâlcea, deocamdată n-am avut așa ceva, dar, din păcate, această categorie a substanțelor noi, psihoactive, sunt foarte, foarte devastatoare asupra sănătății. Da. Aici aș putea să punctez ICE, da, fără o singură moleculă, mă scuzați, nu este metafetamină curată, și multe, mult, chimie este foarte, foarte stufoasă. Sincer vă spun, nici eu n-am cum să le țin minte. Doar le știu pe denumire, așa să spunem, de cartier. Că de asta am și punctat la CHB. Și de unde își procură drogurile? Pe categorie. Cred că nu sunt două săptămâni când dumneavoastră media ați prezentat la televizor destructurarea celei mai mari rețele de trafic de astfel de substanțe din mediul online la nivelul capitalei. Ramificație și spre celelalte județe. Sunt anumite site-uri securizate, un fel de grup restrâns al consumatorilor și le procură din mediul online. Asta o latură. Sau plus dealer sau mica dealer. Da. Să spunem așa. Bun. Care ar fi primele semne? Când, la ce ar trebui să fie părinții atenți? Primele semne sunt, vă rog să mă credeți, schimbarea de comportament. Comportamentul întotdeauna devin suspicioși, adică se simt urmăriți. Colaborarea, legătura dintre copil-părinte se schimbă radical. Dintr-o dată în viața acestor tineri apar alte preocupări. Iar momentele în care sunt sub influența acestor substanțe psihoactive sunt dramatice, de la agresivitate, limbaj incoerent, în primul rând interesul scăzut față de școală, da, performanța școlară scade foarte mult, tendința de a fi seara, noaptea, până la ore târzii, spre dimineața activ și a doua zi de a dormi, adică totuși nu este normal și în firea umană să stai treaz noaptea și ziua să dormi. Adică societatea, oamenii în general, noaptea se odihnește și ziua sunt activi. Deci totul se schimbă, toți polii se schimbă. Asta la nivel de comportament, așa să spunem, vizibil în prima fază. Pe urmă, iar în păcate această categorie a substanțelor cu efect psihoactiv, vă rog să mă credeți, chiar nu știu dacă este o lună, când în media sau online, la noi în municipiu, au fost prezentat cazul a doi tineri care au fost pur și simplu ridicați de pe stradă de către ambulanță, duși la secția, duși la secția primirii urgențe. Ne-am prezentat acolo întrucât erau minori și vă rog să mă credeți că în urma analizelor de laborator chiar mi-au prezentat și sărătoate 000. De ce? Pentru că tinerii aceia că doi, și noi am publicat doi, cu imaginile, da, și ne spuneau cu nonșalanță, păi nu au fost drogați, măi. Ei recunoșteau că au cumpărat, în ghilimele, nu aveau cunoștințe sau pur și simplu legale, dar fac parte din această categorie, dar în buletinul de analize nu reieșea nimic. Am întrebat, păi lucrurile sunt simple. La secția de primiri urgențe, doar un număr de vreo sau 9 sau 10 din droguri din categoria celor, în ghilimele, tradiționale, heroină, cocaină, opiace, THC-ul din tetrahidrocarabinol, pentru a identifica o substanță anume, trebuie anumiți reactivi. Da. Și tocmai de aceea... Deci la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea nu există reactiv pentru a identifica toate drogurile. Dar nu este doar la nivelul județului Vâlcea. În situația în care o persoană a săvârșit o faptă penală, adică a condus un autoturism sub influența substanțelor psihoactive, atunci când se recoltează probele biologice de sânge, sunt transmise spre laboratorul central la București, Mina Minovici, și de acolo vine exact. Da, dar în primă fază, în primă fază doi tineri, că mi-aduc aminte cazul, pentru că
Eu și chiar m-am ocupat de el și am și sunat și m-am interesat că mi se părea foarte important să știu ce fel de droguri au consumat. Și mi s-a spus, ei au declarat la nivel oficial, că nu au consumat droguri. Vă rog să mă crezi, mă analize chiar... Da, iată, încă o dată mă bucur că avem această discuție. Da. Deși ei spuneau, da, am consumat... Ce au considerat, adică legale, nu știu exact, dar făceau parte din categoria substanțelor psihoactive. Bineînțeles, au fost internați la pediatrie, li s-au asigurat suportul lui. Da, pentru că sunt copii, ce să vezi. Da, exact. Adică copii au și... care se droghează. Erau până în 18 ani, aveau 17 ani și câteva luni și na, acolo se încadrau. Nu cunosc anumite detalii. Da. Iată. Iată, sunt o grămadă de droguri pe piață, nici măcar nu le știm denumirile, ca să nu mai spunem de substanțe. Cele mai uzuale le știm pe toate, da, de fiecare dată ne adaptăm, întrucât exact cum așa am tras și o concluzie chimie atât de stufoasă încât vă rog să mă credeți, de la săptămână la săptămână apar noi categorii. Cu efecte, vă rog să mă credeți, acum 10 ani de zile nici nu gândeam că o să fie o categorie de drog care să inducă această stare, cum a spus dumneavoastră, drogul violului. S-a ajuns și în punctul acesta. Da, pentru că, mă rog, am mai citit și eu și m-am mai documentat înainte de emisiune, acest drog are așa un efect relaxant, dezinhibator, exact amnezic, cum a spus, amnezic, da. Cu efect destul de lung, 4-5 ore, da, chiar și mai mult. Și ce este de precizat, în doze mai mari poate să fie chiar fatal, adică foarte periculos. Pentru că am înțeles tot la fel că se folosește un anumit dozaj, iar acum cel care îl folosește nu are certitudinea de la producător, că nu este un producător oficial. Vă dați seama că nu le are factură și chitanță, exact, mă gândesc, și cu certificate de... Tocmai de aceea și la consumul de astfel de droguri de psihoactive apare și fenomenul de supradoză. Unele au concentrații mai mare, altele mai mică și în combinație cu alte substanțe au reacții destul de... Da, spuneți-mi, vă rog, ce activități aveți la centru în perioada următoare? În anul școlar 2022-2023 avem un număr de 8 proiecte naționale. Aceste proiecte naționale sunt proiecte care se desfășoară la nivelul întregii Uniuni Europene, dar ele sunt adaptate pentru specificul României. Aici, dacă îmi permite să punctez mesajul meu antidrog, cum să creștem sănătoși, ABC-ul emoțiilor, recenzurat, eu și copilul meu, dar pentru a acoperi un spațiu cât mai larg. Anul trecut am desfășurat activități de informare, de formare a unui număr de 120 de, să spunem acum, dacă îmi permiteți, de către 120 de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, un număr de 130 de consilieri educativi și profesori psihologi, pedagogi. Chiar peste două săptămâni colegul meu, psihologul Hoidrag Traian, desfășoară iar un curs, se numește curs în, de fapt, formare de bază în domeniul consumului de substanțe psihoactive, astfel încât directorii educativi, consilierii psihopedagogi să aibă, să spunem în ghilimele, minimul de cunoștințe de bază, astfel încât în cadrul orelor de consiliere să poată să desfășoare și aceste activități preventive educative pentru a acoperi, să spunem, un număr cât mai mare de elevi. Activitățile preventive educative care le desfășurăm, idilic spunând, ar trebui desfășurate la o clasă, adică nu mai mult de 25 de elevi, astfel încât comunicarea să aibă loc cu, cum să vă spun, să aibă un sens, da. Adică să poți, da, să lucrezi efectiv. Nu aducem 3-4 clase, le băgăm într-un spațiu mic și... Da, mă bucur că nu faceți evenimente doar de dragul de a le puncta. Nu, vă rog să mă credeți, aceste activități de prevenire, pot să vă spun că le fac din suflet, le fac ca și dumneavoastră, cum ați punctat, avem o anumită vârstă, fiecare are copii și le facem părintește.
Pentru că suntem implicați. Te gândești și... că în fața ta ar putea să fie, ar fi putut să fie copilul tău, da, și da, vă rog... ar fi plăcut să aibă un profesionist care să-l asculte cu atenție, să-i dea sfaturi utile? Vă rog să mă credeți că fiecare la rândul lui are prieteni care, vă rog să mă credeți, trăiesc cu adevărată dramă personală prin prisma propriilor copii care la un moment dat, să spunem, au trec printr-o perioadă foarte, foarte delicată. Și vă rog să mă credeți, acești părinți sunt oameni, să spunem, reprezentativi la noi în comunitate. Înstăriți. Educați și totuși trăiesc cu astfel de dramă personală, să spunem, prin prisma propriilor copii. Da, cauzele sunt multiple. Probabil că vom discuta într-o altă emisiune. Să știți că consumul de substanțe psihoactive nu este latura sau panajul doar familiilor înstărite. Adică aceste substanțe psihoactive pornesc de la 50 de lei, să spunem, până la 600 de lei. Uh-huh. Și avem beneficiari, îi numim așa, ai căror părinți, să spunem, câștigă minimul pe economie. Și totuși sunt și ei la noi, copiilor. Da, da, da. Da, așa e. De regulă... sunt tinerii și care provin din familii stărite și tineri care provin din familii care trăiesc cu minimul pe economie, poate din familii dezorganizate. Problemele sunt problematică. O altă problemă așa identificată în ultimii ani, dacă îmi permiteți, în rândul beneficiarilor pe care îi avem la centru, sunt acei tineri, sunt trecuți de 20 de ani, 25 de ani, care, să spunem, adolescența au petrecut-o alături de părinți în țările din vestul Europei. Anii au trecut, părinții, să spunem, uh-huh, au tras linie și au spus gata, am cumpărat un apartament sau o casă, venim acasă. Au venit cu proprii copii, care nu mai sunt de 6, 7, 8 ani, au 20 și ceva de ani. În țările din vestul Europei n-au stat, să spunem, în cartierele bune, au stat în cartierele mărginașe, unde au avut tangență cu populații de pe tot globul, adică cu fel și fel de obiceiuri, de tradiții, au preluat acel consum de acolo și vă rog să mă credeți, din ce am observat, ei săraci nu se identifică nicio națiune. Când sunt în România, duc dorul Angliei, Londrei, da, când sunt acolo vorbesc de România și totuși au venit și cu problemele, să spunem, cu consumul după ei. După ei. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. S-a scurs timpul, așa repede. Da, 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 iată că timpul a zburat atunci când, iată, discutăm despre chestiuni chiar importante. Domnule și domnilor, am ajuns la final. Alături de mine a fost domnul comisar șef Ionuț Păslarul de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit Analiza Zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere! Vă mulțumesc, să rămână!